Simbol al clisurii la Leoa de Cazane sau la Leoa Bănățeană atrage în fiecare primăvară sute de turiști dornici să-i admire frumusețea însălbăticia stâncoasă a Cazanelor Dunării. Este o floare care crește doar în zona clisurii și poate fi văzută timp de o lună. Florile lalelelor bănățene sunt exclusiv de culoare galbenă și fără miros. Planta înflorește la începutul lunii aprilie și poate fi observată înflorită până la începutul lunii mai, dar numai de la bordul ambarcațiunilor de pe Dunăre. Laleaua de cazane este o specie strict protejată și unicată în lume, care crește pe versanții abrupți ai masivului Ciucarul Mare. În zona cazanelor și datorită protecției se află în stare de conservare favorabilă. Laleaua de cazane a fost descoperită de un botanist în anul 1884. În prezent, uimitoarea floare este monitorizată de specialiști. Aceștia au constatat că în ultimii ani floarea și-a extins arealul, iar numărul alelelor sălbatice a crescut la peste 8.000 de exemplare. O legendă populară despre laleaua galbenă spune că de mult o fetiță a fost izgonită de acasă de mama sa vitregă. Atât de mult a plâns de teamă, încât din lacrimile ei au ieșit aceste frumoase flori. Fiind specie protejată, deteriorată sau ruperea ei pot aduce sancțiuni mari.